Hai de pa! Neața! Ia zi, ce ai mai clasat de boss umflat? Ce ai mai clasat de boss umflat? Rompă nebuta? Pide- nu! Nu rompă nebuta. Nu, că vine târziu. Nu. Ce mai... Eram aseară pe Mărăși, știu, aici, pe acolo. La 8 seara, mă sun la bidet, la 3 kg, mă vezi că n-ați arma la hală. La cât de împrăștiat e. De ce că n-am făcut un cu tine? La cât de împrăștiat e. M-a sunat și-o pe aici. Și a armat el? Da. Dacă ai zis să supără, nu începe să țipi. La cât de împrăștiat e. Trimesc la mine. Duceți-vă la Neadichel și să mă spună lui bunicu că vorbesc cu bunicu. Deci s-a stricat căruța, nu mai merge plosca aia, a cumpărat, s-a dus la Buzău ieri, a cumpărat ploscă nouă, știu nouă, dar eu le-am spus, bă, nu-i dăm ploscă, mă, plosca aia n-are treabă cu a ei, dă-n releile alea care dă drumul la gaze. Și acum să vadă că nu găsești meseria, știi? Poate-l strică și Carpat. Păi nu vorbesc ca un Carpat, nu știu. Cu cine? Carpat, vino. Păi nu știu, a venit niște cioflingari și cioflingarii aia i-a spus că e plosca. S-a dus la... Lasă-mă, mă trage curentul, ce? Dă-l pe tău dacă ai nevoie, da, ai. S-a dus, a cumpărat, a dat 7 milioane, 8 milioane pe plosca, a venit, a pus-o. Gange. Eu când am avut nevoie de Ion ăla, l-am cinstit mereu. Ia, uite acum când a pus tablile alea, când a sudat la tablile alea, i-a dat neguța 50 de lei. Pe el nu vrea niciodată nimica, el nici motorina nu vrea să ți-o dea. E, ce ți-a dat atunci? Aia, dar când le-ai munci? Adică ei ne ia nouă bani și cinstea, dar noi lor nu. Tablițile alea și a dat două tone, 200 și el îmi spune, hai bă că n-are o tonă și ea, cum mă, uite-te aici?